Bună! Haideți să discutăm în continuare despre semnul funcției de gradul al doilea. Pur și simplu, avem nevoie de regula semnelor pentru gradul al doilea, ori ca să știm exact când o expresie, o funcție de gradul al doilea, când este cu semnul plus, când este cu semnul minus și mai ales să rezolvăm apoi inecuații care implică gradul 2. Bun, haideți să vedem care sunt regulile. Deci, să luăm o funcție de gradul al doilea, o definim pe domeniul ei maxim de definiție, adică r, ax pătrat plus bx plus c și abc în r, cu desigur a diferit de 0 ca să rămână de gradul al doilea. Semnul funcției de gradul al doilea este dat de rădăcinile sale, în funcție de ce rădăcine are. Noi știm că vom avea ecuația atașată, adică vom egala, ca să aflăm rădăcinile, egalăm expresia cu 0 și îl calculăm pe delta. Dacă delta este, avem 3 cazuri, delta mai mare ca 0, atunci desigur că rădăcinile vor fi diferite între ele și reale. X1, 2, știm să le calculăm cu formula minus b plus minus radical din delta supra 2a și vom avea următoarea regulă a semnelor. X, expresia noastră f de x, sau putem scrie în loc de f de x aici ax pătrat plus bx plus c, minus infinit plus infinit domeniul. Vom pune rădăcinile în ordine. Eu le pun ca de exemplu x1 și x2, desigur că dacă x2 e mai mică, o punem pe ea prima, 0 și 0, ele sunt zerourile funcției și regula ne spune în felul următor, că între rădăcini este semn contrar a.